Societatea de Transport Public Timișoara introduce o nouă linie pentru transportul în comun. De luni, timișorenii care locuiesc în Cearda Roșie sau trebuie să ajungă pot lua autobuzul. STPT înființează linia 24 care va funcționa din 22 aprilie. Lipsa unei legături cu transportul în comun între oraș și Cearda, în zona Urseni, e o problemă veche despre care oamenii din zonă îmi spun la întâlnirile în cartier. Mă bucur că în sfârșit o putem rezolva. Autobuzul va face legătura între Bulevardul Sudului, AM și Calea Urseni, intrarea Rudicica. Vom avea stații accesibile locuitorii lor din zonă, fiecare aflată la câteva minute de mers pe jos. Noul autobuz va ușura și accesul claselor de copii care vin la Muzeul Apei de pe Calea Urseni, transmite primarul Dominic Friț. Noua linie va avea traseul Intrare Rudicica, Calea Urseni, Strada Mareșal Constantin Prezan, Bulevardul Sudului, Curetur pe Bulevardul Liviu Rebreanu, AM, Strada Venus, Calea Urseni. Graficele de circulație vor fi disponibile în curând în stațiile de pe traseu și pe site-ul STPT.